Și vrei să faci și pastramă sau numai cârnaț? Cred că nu s-a lecăței cea mai bună. Nu un om mare și stăpân, ăla e cel mai... poate face treabă. Mai uite, face unul mai... care tace și face. Gata, mă! Da, mă tem că i-o dat cineva ceva. După simptome, crezi că asta s-a întâmplat? Așa zis și doctorul. Asta e oaie stogoș, ai zis. Da. Cu luna mai... După cum puteți vedea, începem să facem groapa pentru Iza. Ce ceață s-a lăsat? Asta e cu minte, asta vine la mintele. Dar câți ani are berbecul ăla? Fără corne, cu cornele tăiate, adică? 5 ani. 5 ani. Și vrei să faci și pastramă sau numai cârnaț? Ia uite, ia la mielul ăsta. Stai că-i calc eu. E și oaia acolo. Ce-a ostinat? Mieluța? Știe să se hrănească. N-ai mai avut de mult țigăi. Dar probabil oia, că la ea nu știu originea, că am cumpărat-o. Probabil. A fost dintr-o rice mamă stogoșă, născută dintr-o rice țigară. Stogoșă? Așa îi zic la, li se zic la țigăi? Nu, stogoșa nu-i țigare, e ceva între. Țigare și turcan. Acum, cu luna am fi mai mare? Aha. Aia am bătrâna ce e. Unde-i? Aici, aici. Păi se mărle și mielele, că-s bune. Uite, nici nu faci diferența între ele și oi. Mă, ce-ai pătat de vreme primăvara și ce-ai îngrijit, e bun. Se zice că când l-ai adus, ai tăiat coada și vârful urechii, da, într-o ureche. Și îl pui deoparte, să nu vadă oameni, să nu vadă, să cunoască pe toată lumea. Acela e rău. Și de om. Dar mai de mult aici, așa, să te iau și la căței coada și urechile la noi, în zona? Da. Urechile nu prea mai ai văzut. Da, nici la alb, nu i-am tăiat nici coada, nici urechile. Dar l-am învățat să stea între oi, să doarmă între oi de mic. L-ai pus în saivan și acolo dormi cu ele? În saivan, acolo între oi. Nu știi în altă parte să dormă, numai între oi. Am văzut că asta e încă o temă bună de dezbătut cu mari crescători de câini și de oi. Că nu cel mai mare câine e cel mai bun. Promovează numai pe cei mai mari și mai stăpâni.
Și dacă vine lupul ăla stă lângă tine, nu se duce la el. Dar mie tale, de unde ai bălile astea de aici, oile? Ai niște mame. Ai crescut? Asta le-ai crescut? Am adăugat niște oi din codru bucheasă. Se frunză la muri verde, pe toculeze. Se zice că când l-ai adus, ai tăiat coada și vârful rece, dar într-o rece. Și îl pui deoparte, să nu vadă oameni, să nu vadă, să cunoască pe toată lumea. Acela e rău. Și de om. Dar mai de mult aici așa, să te iau și la căței, coada și urechile la noi, în zona? Da. Urechile nu prea mai văzut. Da, nici la albul, nu am tăiat nici coada, nici urechile. Dar l-am învățat să stea între oi, să doarmă între oi, e mic. L-ai pus în saivan și acolo dormi cu ele? În saivan, acolo între oi. Nu știi în altă parte să doarmă, numai între oi. Am văzut că asta e încă o temă bună de dezbătut cu mari crescători de câini și de oi. N-ai ce nu cel mai mare câine e cel mai bun. Promovează numai pe cei mai mari și mai stăpâni. Și dacă vine lupul ăla stă lângă tine, nu se duce la el. Dar mie tale, de unde ai bălile astea de aici, oile? Ai niște mame. Ai crescut? Asta le-ai crescut? Am adăugat niște oi din codru bucheasă. Se frunză la muri verde, pe toculeze. Gata, mă! Gata, mă! Gata, mă! Gata, mă! Gata, mă! Mai ala, nu știu la mașina. Mă, ursul. Așa vine în câmp să bate de mie și dă cu coda. Cum ai dat cu bota? Asta-i mă! Am venit într-o seară de la lucru și le-am adus de mâncare și am văzut că n-are chef, e mică. N-o mânca mai deloc, numai atât culcată. Bă. Și după dimineață e fără tare. Suna doctorul, unii doctori au făcut tratament. Asta a fost joi. Și au făcut vineri și mi-au lăsat să-i fac sâmbătă. Și pe duminică noaptea când am băgat oile de la saivan, am aflat o ieșită din locul din unde am pus-o să stea, să l-ascut, să nu ploie. Pe dimineața, pe când am venit la ele, pe la 8, deja era moartă. Nu știu, mâncat-o ceva, ceva bolă, i-a dat cineva ceva, nu știu. Dar mă tem că i-a dat cineva ceva. După simptome, crezi că asta s-a întâmplat? Așa zice și doctorul. Ce oameni, ce oameni răi. Dacă ar avea ceva să zică la mine tale, nu să-i facă rău la animal, până la urmă. Dar pe ce să aibă? Că da, nu știu, că ce să aibă? Eu fost mai blândă, mai
mai curajos așa și s-au apropiat de oameni și nu au mușcat pe nimeni. Eu am avut treabă cu altceva, cu mărsul în câmp și cu oile, nu cu oameni. Fichi, ia vorbește-mi. Bine, mă. Hai de aici, ha? Îmi pare rău de ea, fost tânără și la 2 ani jumate, cât o fost de puternică, în 3 zile s-o stors de-o scăzut jumătate. Ce rău mare o mâncat-o. Ursul cât are? Un an și 2 luni? Moare mai mult. Și? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Un an și 4 luni. Mai 4 luni. E la terea capului Ion, potezătorul. Din 19. Ei, n-acum. Ia capul e gata, sătule, bogne. Pasăgile. Ei, tu ai zis ce mă dăresc? Ai zis ce mă dăresc? Asta e oaie stogoș, ai zis. Cu luna mai micuță, mai scurtă. Ce e de la ea? Am ea la aia sau nu? Nu e de la ea. Nu e de la ea. Că era de la ea, nu mă mira. S-a plătit sau i-a avut o mamă, așa ca și asta, pe stogoșe din... Poate undeva, o fost gaie pe fie. După cum puteți vedea, începem să facem groapa pentru Iza. Măcar atâta merită și ea să fie îngropată, nu lăsată să fie mâncată de corbi sau de alte animale sălbatice. Uitați-o! Nu cred că o meritat ea să moară. După cum a spus și doctorul, Iza a fost otrăvită. După simptomele pe care le-au avut. Așa, e suficient, cred că, nu? Da. Cum o să încercăm să facem o groapă? Să o băgăm în groapă, măcar. Merită, a fost un câine bun. S-a dedicat oilor. Păcat de-a. Dintr-un munte de câini, uitați ce au ajuns. La 2 ani de zile. Păcat.
Nu este chiar ușor să facem o groapă, dar ne străduim să o facem. Trebuie să facem o groapă mare după câine. Și Iza este a fost un câine mare. Păcat, nu știu ce vină au aceste animale. Nu știu dacă pe acești oameni îi face fericiți că omoară animale nevinovate. Am văzut diverse întâmplări și pe internet și pe YouTube despre câini omorâți de otrăviți, împușcați. Nu cred că e normal. Cineva tot trebuie să ia o atitudine în privința asta, să se pedepsească grav această nedelinicire. Cineva trebuie să răspundă pentru aceste fapte. Crești un câine, îl faci matur, numai stăpânul știe cât e, în cât a trecut vaccinuri, mâncare sănătoasă, mâncare bună, să-l crească, să-l înveță și coile. Până mai crește acum un câine, încă 2 ani de zile durează, anii trec. Să cumpere un câine gata, crescut, iară nu-i bine. Domn Vasile a crezut că o să aibă pui, că nu mai are altă cățea, numai pe ursa. Ursa nu umblă după câine, nu a umblat numai când a avut un an de zile. Acum ne-am așteptat la Iza să facă puiți și urmași. Azi, în loc să meargă coile, noi o îngropăm. Nu știu dacă o să le ajute Dumnezeu la oamenii ăia care fac lucrurile astea. Să fie atât de rău și să nu spese. Oricum, și animalul e un suflet. E o ființă. La unii le vin foarte ușor să facă rău. Dar nu înțeleg unii atâta ușurință să faci rău la un animal, că până la urmă e nevinovat. A fost și o cățe bună, a fost prietenoasă cu oamenii, eu am avut treabă numai cu oile. Vă rog să lăsați în comentarii cam ce ar merita acești oameni care fac aceste lucruri mizerabile, nu le pot zice altcumva. Ce ar merita acești oameni? Bine, că nu știi cine, dar bănuiești cam cine a putut să facă lucrul ăsta. Că prin sat pe la noi mai se omoară câini. Numai anul trecut au fost omorâți intenționat 7 câini. Poate au încurcat cu ceva, poate au vrut să fure, habar n-am. Și i-au încurcat câinii. Poate cineva s-a trezit și o să fie legile mai aspre pentru asemenea lucruri. Uitați! Așa arată o femeie de 2 ani jumate, sănătoasă acum 4 zile, acum este moartă. Iza. Păcat de ea. După cum am mai spus și mai repet, doctorul a spus că a fost otrăvită la simptomele pe care le-au avut. Și am decis să-i fac o groapă, măcar atâta merită, pentru că au fost fidelă oilor, stăpânului și atât am putut face și pentru ea.
Vă dați seama ce suflet trebuie să ai ca să omori un animal care nu ți-a făcut nimica până la urmă. Nu știu cum poți să dormi noaptea când știi că faci rău la ceva. Nu știu cum poți să dormi noaptea când știi că ți-o și ieșit și ai omorât acel animal. Nu știu cum poți să dormi noaptea, dar oricum să stai liniștit că Dumnezeu nu doarme și împarte după cum faci, după cum au făcut și dacă rău faci, rău primești. La poliție nu pot să mă duc pentru că nu am dovezi clare că nu putem să mergem, pentru că nu avem dovezi clare ca să spunem că uite cine a făcut. Și uite așa, fapta rămâne nepedepsită. Și rămâi și cu câinele mort. Și cred că sunt mulți ciobani în situația asta când cineva intenționat îți omoară un câine. Plus, bineînțeles, sunt și câțiva vânători care, nu toți vânătorii sunt la fel, bineînțeles, care intenționat îți împușcă câinii după ce îi crești și îi înveți coile. Într-o fracțiune de secundă ai rămas fără ei. Nu mi se pare normal. Ceva trebuie să facem să nu se mai întâmple aceste nedreptăți. Până la urmă și câinele e o ființă. În America am mai văzut lucruri din astea, că, adică anumite nedreptăți asupra animalelor, dar acolo chiar se pedepsește, chiar și cu închisoare. Dar deocamdată la noi încă nu putem face nimica. De aceea vă rog, dacă ați urmărit acest videoclip, nu uitați să lăsați un comentariu ce ar trebui să facem pe mai departe ca să nu se mai întâmple aceste nedreptăți. Să lăsați un like și să-l distribuiți masiv ca să se vadă ce se întâmplă cu câinii ciobanilor. Ba sunt împușcați, ba sunt otrăviți intenționat și noi cel mai bine, că te chinui să-l crești atâția ani și după cum am mai zis, îl pierzi într-o fracțiune de secundă sau în câteva zile, cum a fost și cu Iza. A chinuit câteva zile de nu mai știe ce durere a răbdat. În loc să se împerecheze, să facă pui, să fie o mamă protectoare, ea acum este în pământ. E multă nedreptate, mai ales la noi în țară, dar măcar noi, tineretul, am putea schimba. Nu numai tineretul, că sunt și oameni mai în vârstă care sunt pe concepții bune, pe idei bune. Trebuie să schimbăm ceva. Nu e normal să mai continuăm așa. Ca cine a făcut lucrul ăsta să rămână nepedepsit. Că poate să mai facă. Și tu n-ai dovezi și nu poți să-l... Și dacă știi cine, nu poți să... Bă, tu ai făcut-o. Ai dovezi? N-ai dovezi.